Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod din NASCAR, din GTA San Andreas Multiplayer. La această dată pe România Superstand. Facem o cursă de NASCAR. Sper să nu candidez singur. Dacă nu, asta e, câștig eu cursa. Să-i dau drumul. Deci sunt singur. Ei nu-mi fac griji așa prea mari. Pot să încerc orice modalitate de a merge pe aici. N-am dat drumul la muzică din cauza că la muzică, la sunet, din cauza că aici este o melodie pe fundal în zona asta unde se petrec cursele de NASCAR și îmi iau copyright. Apoi poți să mergi cu spatele, nu-i problema. Bă, la să duc astea cu nos, așa, urât. Hai că mai am un lap. Și am câștigat cursa, băi, băieți, băi. Dar nu, ce să fac eu acum? Am prins și eu cu motocicleta și mai văd. Am așa 551 de coins și bani, căcară. Online 18 pe oaie. Ai jucat ceva pe serverul ăsta? Ați jucat?
Așa, 91 kg. De 337 ori am murit. Drift points am 56 începător. Stunt points sunt 0. Race points am 795, 791. Dar casa cum am iau? Mort. N-am murit. Perfect. Nu spui că două singur sunt. Hai că sunt mai cu mulți. O să fiu pe ultimul loc, ca de obicei. Da, ce să faci? Asta e. Nu mă supăr că tot câștig bani, tot câștig puncte de alea. Așa că nu-i bai. Aproape l-am ajuns pe unul din spate. Bă, dar de fiecare dată fac chestia asta aici. Hai că am o mașină aici. Nu urcă, mă, nu urcă, Leco. Nu e problemă. Eu măcar să te imi.
Da, uite că termin și o cursă. Locul 2. Nu-mi vine să cred. Aici, ca să vă ridicați cu motocicleta asta fără să mai apăsați alte taste, trebuie să faceți în felul următor. Apăsați Space și W, să accelerați la maxim. Și după aceea îi dai drumul. Și am ajuns în vale. Mai mă prim un pic cu mașina și cam acesta este episodul. Ca să nu mai delungesc prea mult.
Ce vedea să vede. Cât de belea poate fi? Aia a fost prea greu. Bun, și cam acesta a fost acest episod. La revedere.